Durerile sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. După ce le-ai folosit odată, îți dai seama cât de bune sunt. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm la Zodia Asigurărilor. Este episodul numărul 33 din cel de-al patrulea sezon al emisiunii. Suntem sub semnul Fecioare, este o zodie cunoscută în mod special pentru slăbiciunile celor născuți sub acest semn, căci sunt sensibili, supărăcioși, frustrați și cam acuzatori față de ceilalți. Dar au și o serie de calități, sunt altruiști, sunt pozitivi, sunt romantici, sunt foarte loiali, fiți și dumneavoastră loiali postului nostru și abonați-vă la canalul de YouTube. O să vedeți premierele, cum este aceasta, o să revedeți emisiunile care v-au plăcut. Pentru că schimbările climatice ne afectează pe toți, m-am gândit să fac o emisiune pe tema asta. Am văzut ce s-a întâmplat pe litoral în finalul lunii august. Și vreau să ne ocupăm puțin de cine plătește daunele de pe litoral, pentru că au fost foarte multe daune, începând cu Vama Veche și terminând cu celelalte localități. Am văzut mașini până aici în apă și dacă n-ai casco, ai cam rămas cu daunele, pentru că RCA-ul nu-ți repară așa ceva. Deci zona Dobrogei, fenomene nemai întâlnite sau foarte rar întâlnite, peisaje apocaliptice, niște furtuni așa mai de tip, nu chiar taifun, dar tornadă cam a fost, pagubele materiale semnificative, locuințe afectate. Interesant este că foarte puține au fost asigurate. Și am căutat informația, doar 14% din locuințele din județele din Dobrogea sunt asigurate și facultativ. O să vedeți de ce. Asigurarea obligatorie nu ți acoperă furtuna. Și atunci îți trebuie o asigurare facultativă. 14% din locuințe aveau asigurare facultativă și până în momentul ăsta s-au înregistrat puțin mai mult decât 230 de dosare de daună, care vor fi plătite cu viteză, dar ce bine era dacă toți aveau asigurări facultative. Aici intervine și campania națională de informare. Asociația pentru promovarea asigurărilor a declarat de mulți ani de zile luna octombrie ca fiind luna asigurării locuinței. Tema din acest an este: tu ești pregătit? Casa ta este protejată? Dacă nu, asigură-ți-o. O să aflăm mai multe de la invitatul Zodii Asigurărilor de astăzi, Cristian Dorel Lăcătuș. Cristian, bine, Dorel. Bine ai venit. Cum vrei să-ți spunem? Dorel. Deci Dorel, trainer și expert și specialist în asigurări și un bun prieten al emisiunii noastre. Bine ai revenit în studio. Bine v-am găsit. Mi-ai spus înainte de emisiune că nu vrei să ne limităm la Dobrogea, dar cu Dobrogea o să începem, pentru că ISU Dobrogea a primit peste 600 de apeluri la 112 în perioada respectivă, dar numai 230 de dosare de daună s-au deschis. Deci putem să considerăm că cel puțin 600 de locuințe au fost afectate. Bun. Au fost afectate și sedii de firmă, au fost afectate bunuri, aminteam mașinile, aminteam de cei 14% locuințe din regiunea de sud-est, protejate de o asigurare facultativă. Și toate astea pentru că modificarea climei o simțim cu toții, în mod special în buzunarul nostru. Astăzi am văzut un comunicat, astăzi pe 9-9 a fost comunicatul, despăgubirile pe zona de vest a României au crescut de 3 ori. De la 26 de milioane de lei în 2022 la 82 de milioane de lei în 2023. De ce? Aceleași modificări climatice. Spuneam de octombrie, luna asigurării locuințelor. Practic, nu mai putem merge pe premisa că nouă nu ni se întâmplă, pentru că natura ne demonstrează că nu există nicio zonă din România. În Gorj au fost cutremure. În zona de vest s-au triplat despăgubirile. În Dobrogea am văzut ce a fost, ce nenorocire. De ce crezi că se asigură atât de puțin românii? Ar fi mai multe, să spunem, cauze. Prima, și cred că e una obiectivă, e legată de faptul că românii cred că nu au suficienți bani să cumpere o asigurare de locuință. Dar cât costă, Dorel? Da, e o primă cauză. Cea de-a doua cred că are legătură și cu faptul că încă în zona aceasta de cultură financiară mai avem de lucrat. Și aici mă refer la actorii implicați.
Dacă ne referim la principali actori, vorbim de reglementator, de oamenii care distribuie asigurări, eventual poate chiar de sistemul public de învățământ care ar putea avea un rol pe termen lung. Apropo de cât costă, dacă vrei să-ți dau un răspuns rapid, asigurarea obligatorie, cea care acopere riscuri catastrofice, adică cu tremuri, inundații și alunecări de teren, e 130 de lei pe an, la o sumă de asigurare de 20.000 de euro. Adică vreo 10 lei și ceva pe lună. Da, undeva așa la 11 lei, să spunem, pe lună, la o sumă de 100.000 de lei suma asigurată, dacă considerăm euro la 5 lei. Deci este foarte ieftină. Pentru asigurare facultativă de locuință, pentru că făceai referire la numărul de dosare, care sigur a fost destul de mic, 230 de dosare, după părerea mea. Par multe, dar nu sunt. Da, e mic, nu e mare. Aici vorbim de un, ca să dau așa un cost, un interval între un leu și 2 lei la 1000 de lei sumă de asigurare. Cu alte cuvinte, dacă vorbim de, să spunem, 100.000 de lei sumă de asigurare, da, ar însemna 100 de lei, o primă anuală. Dacă vorbim de 2 lei la 1.000 de lei asigurată, ar însemna 200 de lei la 100.000 de lei asigurată. Adică între 100 și 200 de lei pe an, pentru 100.000 de lei sumă de asigurare, dar aici nu mai vorbim doar de acele riscuri catastrofice, da, cu tremuri, inundații și alunecări de teren, ci vorbim de riscurile, să le numim așa, facultative. Adică vorbim de incendii, de situația aceasta pe care ai descris-o, apropo de ploi foarte abundente, torențiale, care duc la inundații foarte mari, da? Pentru că am văzut circulând imagini pe rețele de socializare și, într-adevăr, erau, adică, poate că nu-i de râs, e de plâns, aș spune, da? Erau mașinile acoperite, ceea ce se vede destul de rar în România, într-o zonă în care, în mod normal, apa ar trebui să aibă unde să se ducă. Da? A plouat atunci în câteva ore cât nu plouase într-o jumătate de an sau cât ar fi trebuit să plouă în jumătate de an. Deci a fost o cantitate foarte mare de apă. Sistemele de canalizare nu sunt calculate pentru debite din astea excepționale și atunci apa, dacă nu are unde să se ducă, rămâne pe stradă. Și unde e mai jos și sunt mașini, le acoperă cu apă. Da. Ca să tragem o concluzie, și aici vorbim de asigurarea facultativă, pentru că cred că această asigurare facultativă rezolvă situația când se întâmplă genul acesta de inundații majore, catastrofale. Da, pentru că furtuna nu este inclusă în asigurarea obligatorie. Aceea, 130 de lei pe an, acoperă cu tremuri, inundații, alunecare de teren. Da, da. Și ca să tragem o concluzie, dacă ai un apartament care să spune... Și sunt pentru apartament, nu pentru mașini. Deci mașinile alea care au fost acoperite de apă n-au nicio legătură cu... Nici într-un caz nu sunt acoperite, nu, sigur. Niciun caz. Nici într-un caz, da. Deci, strict pentru o locuință, dacă ai un apartament, că acum noi ne putem raporta la apartamentele din București, dar prețurile în orașele mari sunt mai mari. Uh-huh. Spunem că ai un apartament care valorează 50.000 de lei, să spunem, 50.000 de euro. 50.000 de euro înseamnă 250.000 de lei, în lei, ar însemna undeva la între 250 de lei pe an și 500 de lei pe an o asigurare facultativă. Iar la cea de 500, vă asigur că sunt foarte multe asigurări suplimentare. Ca să vă dau un exemplu, vorbeam de inundație, da, care a fost generată de ploile acestea torențiale, uh-huh, și apoi au fost chiar și viituri, că mașinile au fost duse, da, și auzisem de la cineva că plaja din Vama Veche aproape că nu mai există, că e distrusă în totalitate. Cineva care are apartament în Mangalia mi-a zis că deși era la etaj, a plouat atât de tare și ploaia bătea atât de tare în peretele blocului, încât i-a intrat apa în casă. Dar era la etaj, nu era la parter. Da. Deci să vă imaginați ce a fost acolo. Îmi spunea ceva de 300 de litri pe metru pătrat într-un interval de 24 de ore, dar au fost 10-15 minute, efectiv era perete de apă care curgea. Și există, de exemplu, gospodării, deci oameni care locuiesc la curte, cum ar veni. Acolo ai casa asigurată, dar mai ai și anexe într-o gospodărie. Da? Și atunci e important să înțelegi că anexele se acoperă pe o asigurare facultativă. Când vine o viitură, când vine apa, aduce aluviuni, ca
ca să faci curățenie în curtea respectivă, doar să scoți ce aduce apa, te costă foarte, foarte mult. Ori asta este iar o parte de asigurare facultativă, pentru că nimeni nu acoperă într-o asigurare din aceasta obligatorie sau într-o asigurare facultativă cu asigurări de bază, nu este acoperită și partea de curățare a aluviunilor, molozului, dacă este cazul că se pot dărâma clădiri, lemne, bușteni și ce mai aduce apa. Și atunci e nevoie de tipul acesta de asigurare facultativă și cu niște asigurări suplimentare care pot fi atașate. Da? Bun. Deci, pentru locuință avem nevoie de o asigurare obligatorie. Da. 130 de lei pe an acoperă 100.000 de lei suma asigurată și o asigurare facultativă care îți acoperă toată valoarea locuinței și chiar mai mult de atâta. Știu că acoperă și dacă ți inunzi vecinii, dacă te inundă vecinii pe tine, dacă este explozie sau este incendiu, iar în marile orașe incendiu este factorul principal. Astea costă, spuneai tu, între, eu am calculat în euro, între 100, cam la nivelul de o locuință de 100 de, un apartament de 100.000 de euro, între valoare, 100, costă 100 de euro pe an. Între 100 și 200 de euro pe an, în funcție de ce mi-aleg în această asigurare. Da. Dar la 100 de euro pe an, partea facultativă, pentru 100.000 de euro, pot să-mi fac o asigurare bună. Da, iar dacă apartamentul tău e 30.000 sau 40.000 de euro, evident că suma scade. Pentru între că... 30 și 60 de euro pe an. 60 de euro pe exact. An ar fi un preț maxim, dacă vrei, la 30.000 de înseamnă euro. 5 euro pe lună, adică 25 de lei pe lună ar fi. Da, mai puțin de un leu pe asta zi. Asta la o sumă de 30.000 de euro. Bun. Pentru asigurarea facultativă. E o sumă mare. Am înțeles și diferențele între asigurarea obligatorie. Că primisem o întrebare aici. Ce diferență e între asigurarea obligatorie, PAD, poliza de asigurare la dezastre, și asigurarea facultativă, respectiv voluntară, de locuință? Și de ce ar fi fost important ca locuitorii din Dobrogea, eu aș zice din toată țara, să opteze pentru o poliță facultativă suplimentară? Cred că am explicat destul de bine lucrurile da, astea. Da, cred că am dat răspunsul aia deja. Aia obligatorie da. Nu acoperă ce acoperă aia facultativă, dar dacă nu ți-o faci pe aia obligatorie, aia facultativă n-ai voie să ți-o faci. Așa funcționează, asta e legea, m-a întrebat cineva de ce. De ce mă obligi pe mine să mă asigur la cutremur? Păi... Da. Acum, persoanele care cumpără o asigurare facultativă, clar, cumpără și cea obligatorie. Există destul de puține persoane care cumpără doar asigurare obligatorie. Cred că motivul principal, da, din 23% din locuințele din România sunt în momentul ăsta asigurate obligatoriu. Aproape 20% sunt asigurate și facultativ. Deci majoritatea celor care își fac asigurare obligatorie, își dau seama că nu le este suficientă și o fac și pe cea facultativă. Eu aș zice chiar că clienții care erau înainte amatori de asigurări facultative de locuințe au cumpărat și asigurare obligatorie și că cei care cumpără doar asigurare obligatorie o fac pentru că sunt anumite, să spunem, situații în care ești obligat să prezinți acea asigurare. De exemplu, la primărie, dacă faci o tranzacție imobiliară, primăria, ca să se elibereze anumite certificate, îți poate solicita această asigurare obligatorie și atunci cumva apare această obligație. Dar, în principiu, clienții care erau amatori de asigurări facultative au cumpărat și obligatoria în clipa în care a apărut legea. Bun, am pomenit câteva tipuri frecvente de daune provocate de furtuni. Tu ai spus... a venit foarte multă apă pe peretele blocului și a intrat apa în casă. Asta se despăgubește printr-o asigurare facultativă. Sigur că nu da. Prin cea obligatorie. Ce alte daune ar putea să mai apară? Tu vorbeai de gospodării. În Dobrogea sunt foarte multe gospodării și nu sunt case foarte solide în gospodăriile alea. Da, până la urmă spuneai de un procentaj de 14% față de aproape 20% la nivel național. S-ar putea să aibă legătură totuși cu situația economică, pentru că avem câte orașe importante avem. Și în rest e o zonă destul de... chiar am fost în Delta, da? Și am fost în zona aceea, Pădurea Letea. Satele sunt chiar sărăcuțe, ca să mă exprim așa, da? Și e o zonă turistică, da? Deci asta are importanță, da? Situația economică a oamenilor din zonă. Da? Și atunci cumva... Vă dau un exemplu. Trăsnetul. Nu e acoperit, da. Trăsnetul poate duce, de exemplu, la lovește oriunde. Un incendiu. Sau trăsnetul de asemenea poate duce la defectarea unor aparate electrice pe care le am în casă. Da? Și iar nu e acoperit pe asigurarea obligatorie. Deci, din punctul meu de vedere,
Ce este foarte important este să discutăm cu un distribuitor. O să trag din nou turta pe asta interesul. Asta vreau să... Ce trebuie să facă cetățeanul, proprietar de locuință, care se uită la emisiunea noastră și pe urmă o să spună, mă, știi că zic bine oamenii ăștia, dar de unde cumpără asigurarea? Te rog. Primul lucru ar fi să se informeze, da? Să procedeze, dacă astăzi ar vrea să-și cumpere o locuință, o garsonieră, să zicem, într-un oraș, cum e Bucureștiu, probabil că s-ar duce să vadă mai multe ansambluri rezidențiale, n-ar cumpăra dintr-unul singur, da? Și-ar solicita mai multe oferte și ar cere informații de la persoanele respective ca să vadă care sunt diferențele, să spunem, între două garsoniere situate în două blocuri diferite, să spunem. Așa să procedeze și cu asigurarea de locuință. Să vorbească cu unul, doi distribuitori, asistenți în brokeraj, agenții ai companiilor de asigurări și să ceară informații. Ce înseamnă lucrul acesta? Să vadă la valoarea sumei asigurate de care au nevoie, cam care ar fi costurile și care ar fi acoperirile. Da? Pentru că vă dau un deci exemplu. La aceeași sumă asigurată, să zicem 100 de euro pe o asigurare facultativă, tu poți să ai diferite riscuri asigurate. Sigur că da. Adică tu îți faci pachetul respectiv. Da, există variante. Sunt companii care vând asigurări care sunt, cum le spunem noi, împachetate. Adică, domnule, asta este asigurarea și cuprinde riscuri de bază și încă niște riscuri suplimentare. E ca la mașină. Ți iei mașina cu dotările de bază, varianta medie, varianta ridicată, varianta de lux. Da. Și apoi există acele asigurări, să le numim modulare, care pot fi, într-adevăr, personalizate așa cum dorește clientul. Ambele variante sunt bune. Important este să discute cu... Varianta împachetată e mai bună din perspectiva prețului de obicei decât cea modulară. Da? Să discute cu un distribuitor și să vadă efectiv cât îi costă. Am un apartament sau am o casă, valorează 50.000 de euro sau 100.000 de euro, hai să văd la compania X care este prețul, care sunt acoperirile. Da? Deci trebuie să fii atent la preț, că la același preț poți să ai acoperiri diferite. Trebuie să fii atent la acoperiri și... La ce ar mai trebui să fie? Eu aș fi foarte atent și la distribuitor, să nu-mi vândă o asigurare scumpă în loc de una, adică ceva care să-mi acopere mai mult decât am eu nevoie. Da, m-aș uita și la distribuitor, m-aș uita și la compania de asigurare, pentru că aș cere atâta cât m-aș putea informa, inclusiv să văd ce reasigurători sunt, adică companii care asigură la rândul lor companiile de asigurări. Pentru că dacă se întâmplă o situație, cum a fost aceasta din Dobrogea, daunele sunt mai mari și atunci contează dacă ai un contract bun de reasigurare cu o companie care are resurse să vină să despăgubească. În cazul unui cutremur, la fel, ca mai multe blocuri, nu unul singur. Și atunci daunele, așa ca valoare totală, sunt mai mari și ai nevoie și de zona aceasta de reasigurare. Da, în primul rând, dacă ar fi să luăm pe priorități, eu m-aș uita la acoperiri, nu la preț. Pentru că sumele de care vorbim, da, să vă dau un exemplu, 250-300 de lei pe an pentru un apartament care valorează, nu știu, 30-40-50 de mii de euro pe an, e o masă la restaurant. Dacă ai fost în vacanță și te-ai dus acum, nu știu, pe malul mării sau în delta și ai mers la un restaurant, la o chiercana, un restaurant pescăresc, ai plătit 300 de lei și într-o oră și ceva ai și mâncat, ok, poate ai prins un apus de soare, boșul până a doua zi, până a doua zi ai și uitat că nu ai fost e mare acolo. Lucru, da, adică nu e un eveniment. Deci, mare atenție, nu vorbim pentru populația defavorizată, cei care stau temiri unde, în locuințe din astea, în bordeie, în colibe, în corturi, în așa. Vorbim despre cei care au un job, au un apartament, locuiesc într-un oraș sau într-o comună mai mare și sunt expuși la riscurile astea. Am concluzionat de la bun început că că peste tot în România ne așteaptă câte un risc, dacă nu chiar mai multe. Și știți cum e? Nu vin niciodată singure. Ele vin grupate, așa, după ploi din astea mari apar și alunecări de teren. După aia poți să te trezești cu un incendiu, poți să te trezești cu un cutremur. Se pot întâmpla multe lucruri. Ați văzut, de exemplu, acum, în perioada aceasta, am văzut la știri că există o zonă în Maramureș unde au fost incendii de vegetații. Și acolo am văzut videoclipuri pe rețelele sociale că incendiul se apropiase de zone locuite, cu case.
Deci, practic, incendiul se întindea pe suprafața trei localități. Dacă lua foc, casa nu era acoperită de acea poliță obligatorie. Sub pentru nicio că formă. Focul e doar în cea facultativă, da, voluntară. Sub nicio formă, da. Bun, deci suntem fani polițe facultative, da? Dar are rolul ei și polița de asigurare obligatorie. Ai spus la un dat ceva de persoane care, să spunem, nu-și permit și au o situație financiară mai... Dar și pentru asta există, da, o soluție. Există o soluție și se numește asigurarea de prim risc. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă o asigurare la care pot cumpăra 20.000, 30.000 de euro, să spunem, sumă de asigurare pentru partea aceasta de facultative, adică o sumă mai mică decât valoarea apartamentului meu. Și dacă se întâmplă o daună până în 20.000 de euro, sunt despăgubiți cu acei 20.000 de euro. Și tot e ceva. Da? Pentru că s-ar putea ca apartamentul meu să nu fie afectat, să nu mai pot să locuiesc în el. Să nu se dărâme, da? Să fie niște pagube de 5, 10, 7 mii de euro pe care nu mi le pot permite. Și la aceste asigurări, așa se numesc, asigurări de prim risc, da? Pot fi întrebați distribuitorii, da? Am cumpărat 20.000 de euro, dacă dauna e până în 20.000 de euro, sunt despăgubit, da? Ceea ce iar e un avantaj foarte mare, pentru că pot totuși să am la dispoziție 20-30.000 de euro din valoarea casei mele, pe care să-i folosesc dacă se întâmplă un eveniment asigurat. Da. Deci, pentru proprietarii de locuințe din toată țara, ar trebui să aibă polița PAD, da, polița de asigurare la dezastre, 130 de lei pe an, și ar trebui să aibă o poliță facultativă care să acopere întreaga valoare a apartamentului și acolo pot să-și facă niște pachete, după cum sunt riscurile în zonă sau percepția omului respectiv. În total, eu am făcut un calcul. La un apartament de valoare medie din România ar fi, astea două în total, ar fi 120 de euro pe an, adică 10 euro pe lună, 10 euro înseamnă 50 de lei, deci mai puțin de 2 lei pe zi. Bun. Legat de informarea și trezirea interesului populației, spune așa, distribuitorii, asigurătorii, rețelele își informează clienții. Dar ce facem cu cei care nu vin deloc în contact cu oamenii ăștia? Vorbeam de campaniile de informare. Există, de exemplu, eu dacă dau astăzi o căutare pe net, simplă, o simplă căutare pe Google și trec asigurare facultativă a locuinței, apar informații. De obicei, companiile de asigurări și companiile de brokeraj au site-uri cu explicații foarte elaborate și înțelegi foarte ușor de ce date ai nevoie ca să obții o ofertă, chiar poți să încarci datele într-un formular și să primești o ofertă, da? Și în momentul în care poți să-ți faci o idee, nu? Poți să-ți faci o idee. În momentul în care primești o ofertă, o soluție, câteva variante, poți să ceri inclusiv condițiile contractuale. Dar, în general, site-urile descriu aceste asigurări de locuințe. Ce anume cuprinde o asigurare de locuințe, care sunt acoperirile, care sunt excluderile. Deci informarea e la un click distanță și informația e relativ ușor de citit. Am trei întrebări deja primite pentru tine sau pentru mine sau pentru amândoi. Sunt companiile de asigurări pregătite să primească cereri de despăgubire dacă e un cutremur sau o inundație foarte mare când sunt mii de locuințe afectate? Sunt companiile, pentru că, de exemplu, pot fi locuințele când sunt afectate. De exemplu, la cutremur pot exista niște mici franșize de 1-2%, ceea ce înseamnă că dacă sunt doar niște crăpături, niște zgârieturi, niște crăpături mici, da, peretele e puțin afectat, da, într-o proporție mică, acele sume sunt micuțe și nu intră la despăgubire. Dacă se vor uita cu atenție în zona asta, vor vedea că există aceste franșize. Apoi companiile, în momentul în care au situații de genul ăsta, mai apelează și la autoconstatare. Au fost situații în care au fost luate acoperișuri, acum un an sau doi. Și până la... s-a ridicat suma de autoconstatare, care era până la 2500 de lei, așa cu aproximație. Dacă estimai că ai o pagubă cam până la 2500 de lei, făceai tu poze... Adică trimis tu poze de la... Exact, completai niște documente rapid, da? S-a ridicat la 10.000 de lei suma pentru autoconstatare, astfel încât să se miște lucrurile mai repede, să nu fie nevoie de atâta persoană. Adică să nu se ducă asigurătorul până acolo să constate și pe urmă să facă niște acte să plătească, trimis tu pozele și... Sigur, există variante prin care se poate accelera. Au asigurătorii suficienți bani să plătească? Sigur că da. Deci aici nu există dubii. Cum? Pentru că există niște condiții de solvabilitate pe care companiile de asigurări
trebuie să le îndeplinească. Adică trebuie să aibă bani puși deoparte? Da, da, trebuie să aibă bani puși deoparte. Și în plus, față de aceasta, există reasigurarea, care e obligatorie pentru companiile de asigurări. Adică, ca să vă faceți o idee, dacă eu am o sumă de asigurare de 100 de lei, să facem un calcul simplu, la casa mea, suma totală de asigurare 100 de lei, compania de asigurări își păstrează 20-30 de lei ca responsabilitate, 70-80 de lei îi dă către compania de reasigurare. Adică pentru acești 70-80 de lei, compania de asigurări plătește o primă mai departe către o companie, adică de reasigurare. Adică asigurătorul se asigură la un reasigurător. Da, da, da. Ok, da. Bun. Adică păstrează doar o parte din suma de asigurare în sarcina lui. Mai avem câteva minute. Ce sfaturi ai pentru proprietarii de locuințe din Dobrogea, probabil că e din Dobrogea, cu privire la acoperirile suplimentare? Adică ce ar trebui să își includă în polița facultativă, spune... Aș uita, de exemplu, la partea aceasta de anexe de care v-am spus. Să fie siguri că anexele, mai ales în gospodării, există, sunt deci asigurate. Deci dacă ai casă, să-ți asiguri și anexele, da? Da, poți să ai niște clădiri în care, nu știu, crești animale, bun, deci poți să ai gard. De asemenea, se poate asigura și grădina, de exemplu, pentru că poate acolo, nu știu, ai o cultură, ai o grădină aranjată, da, și asta se poate asigura. Împrejmuirile, dacă doresc să fac lucrul acesta, se pot asigura. Gardul. Sunt gardul, da, împrejmuirile. Vine dacă apa și ți-a luat gardul, da? Sigur, în situația asta în care ai o locuință unde poate ai chiar și o piscină amenajată și lucrul ăsta se poate asigura. Deci sunt foarte multe asigurări facultative care, după părerea mea, merită luate în considerare. Bun, deci asta așa. Credeți că este târziu ca acei oameni să se asigure? Ar mai putea exista oare astfel de fenomene? După părerea mea o să fie tot mai multe, că așa se arată în ultimii ani, pentru că totuși există o frecvență mai ridicată a acestor fenomene, dar vedem și în orașele mari, mai vedem și la știri, copaci căzuți pe mașini. Da? Mai devreme spuneai de acea statistică care spune că în zona de vest s-au triplat despăgubirile în zona aceasta. Deci părerea mea este că există șanse mari ca aceste fenomene. De acolo am avut informații. Acum am mai citit astăzi o informație. Temperaturile medii la nivel global au crescut peste tot. În Europa au crescut de două ori mai mult decât în restul lumii. De asta Europa e foarte expusă. Acum am văzut furtuni în țările din vestul Europei, furtuni foarte puternice. În Germania, în Belgia, în Franța. Vara asta am dat o fugă până în Franța și a plouat aproape tot timpul cât am fost acolo. Fuseseră inundații, a plouat și oamenii mi-au spus ce vedeți acum e puțin pe lângă ce a fost. După aceea mi-am uitat pe prognoza meteo, mai plouat și după ce am plecat. Da. Asta este o idee și o idee bună, principală, să mă gândesc la furtuni, să mă gândesc la cutremure, dar până acolo, dacă trăiesc într-o comunitate și casa mea are vecini, da, stânga, dreapta, sus, jos, trebuie să mă gândesc și la alte evenimente care se pot întâmpla și nu au legătură cu furtunile. Aș pune accent pe asta. Să nu mă sperie doar cutremurul care tot vine de câțiva ani și nu mai vine, da? Să nu mă sperie furtunile acestea care se întâmplă cu o anumită frecvență, ci faptul că locuiesc într-o comunitate, într-un bloc sau într-un sat unde am vecini. Și că tu nu știi, da, de fapt ce fac ceilalți, exact, în casa lor. Și deși eu poate fac experimente din astea cu niște măsuri de siguranță, se pot întâmpla incendii, da? Se pot întâmpla explozii. Da? Și atunci, în situația asta, eu sunt afectat. Până când mă despăgubește vecinul, să spunem că vecinul a făcut acolo niște improvizații, s-a întâmplat ceva din cauza lui, durează. Și atunci, e atât de ieftin această asigurare de locuință, vă spuneam, între 1 și 2 la 1000 de lei sau de euro asigurată, încât merită să fac această achiziție, pentru că sunt practic niște bani foarte, foarte ieftini dacă am nevoie de ei. Nu există o finanțare mai ieftină decât asigurarea pentru genul acesta de evenimente. Am pus la un moment dat, am făcut o postare pe Facebook și am întrebat, cât costă apartamentul tău? 100.000 de euro? Bun. Presupune că ai avut o daună totală. A fost distrus de o explozie sau un incendiu. De la vecini. Ai 3 prieteni care ar putea să-ți împrumute 100.000 de lei peste noapte ca să-ți iei alt apartament? Da. Dacă nu ai, atunci dă 100 de euro pe an, că atât am înțeles că ar costa,
și fă-ți o astfel de asigurare. Dacă locuința ta e afectată și nu mai poți locui în ea, ai trei prieteni la care să locuiești o lună de zile, două luni de zile, trei luni de zile, timp în care tu îți repari locuința? Pentru că o asigurare suplimentară este aceasta, în care poți să închiriezi un imobil unde poți să stai o perioadă până când îți refaci adică locuința. Adică asigurătorul îți plătește chiria în limita unei sume. Sigur, până tu îți repari locuința. Da, cu banii tot de la asigurător. Luni și sume. De exemplu, pot să fie, nu știu, pentru 3 luni, în limita 400 de euro pe lună, să spunem. Deci și asta este o asigurare suplimentară pe care o pot atașa. Da? Bun, am ajuns la sfaturi și concluzii. Cum îmbunătățim comunicarea între autorități, asigurători, cetățeni pentru a crește rata de asigurare a locuințelor? Eu cred că cu răbdare se întâmplă chestia asta. Mai am o întrebare. Ce sfaturi aveți pentru cei care ne privesc? Da. Și sunt din altă zona țării, nu din Dobrogea. Da, un sfat pe care îl dau tuturor celor care ne privesc este acela de a discuta cu un distribuitor de asigurări, cu un agent de asigurări sau cu un asistent în brokeraj. Aceste persoane vă vor da informația gratuit, da? În sensul în care sunt interesați să-și construiască o relație profesională cu persoana respectivă și când acel client este pregătit să facă achiziția de la acel distribuitor. Deci e o relație care se poate accesa foarte ușor, în timp, fără obligații, relația aceasta de informare, da? Cu un distribuitor, se ia legătura cu acești distribuitori. Sunt în jur de 40.000 de oameni la nivel național, deci avem cu cine vorbi. Curg întrebările, sunt tot pentru tine. Am zis că e ultima, dar nu e ultima. Ce fac cei care au companii? Ei ce trebuie să-și asigure? Există asigurări pentru companii, în funcție de, sigur, dimensiunea companiei. Și companiile își pot asigura, exact ca și cum ar asigura o persoană fizică, și clădirile, și conținutul. N-am făcut referire la conținut, da? Trebuie să luăm în considerare și conținutul. Blănurile, da, bijuteriile, mobilă. Mobilierul, actele, de exemplu, dacă pot să-mi pierd actele. Și partea asta se poate despăgubi o asigurare suplimentară. Companiile pot face aceste asigurări de bunuri, da? În care își asigură și clădirile, și conținutul, da? Inclusiv răspunderi civile față de terți, dacă doresc lucrul acesta. Da, stocul faptul, de marfă. Faptul că până repar fabrica și mi-nlocuiesc utilajele. Există, sigur, și partea aceasta de despăgubire dacă pierd într-un interval de producție. Timp, pentru că nu mai pot lucra, nu mai pot desfășura activitatea, inclusiv genul acesta de asigurare, da, se poate contracta ca asigurare suplimentară sau de sine stătătoare? Sigur că da, se poate face lucrul acesta. Sunt variante. Bun, finalizăm așa într-o atmosferă pozitivă. Vreau să răspund totuși la întrebarea pusă în titlul emisiunii. Cine plătește daunele de pe litoral? Răspunsul este că cel mai sigur le-ar putea plăti asiguratorii. Dacă dumneavoastră aveți încheiată o asigurare obligatorie PAD, polița de asigurare la dezastre, care e 130 de lei pe an, și o asigurare facultativă, care costă la nivelul de 250-500 de lei pe an, vorbim de valori medii, și care vă asigură tot ceea ce aveți nevoie. E bine să veniți în contact cu un broker de asigurări, cu un intermediar de asigurări, cu un agent de asigurări, care vă poate face comparații preț, calitate, acoperiri, riscuri și să vă alegeți ceea ce vă este util. Invitatul meu de astăzi a fost Cristian Dorel Lăcătuș. Este trainer, este expert, e specialist în asigurări și e un om care comunică din ceea ce știe și a văzut. Până joia viitoare, la 5:05 minute, vă reamintesc că asigurările sunt ca centurile de siguranță. Par și incomode și inutile, dar doar până aveți nevoie de ele. După care o să le folosiți toată viața. Rămâneți pe Canal 33 pentru că urmează colegii mei cu emisiuni din ce în ce mai interesante.